Producția de roșii în județul Prahova este mare anul acesta, mai ales că sute de producători s-au înscris în programul Tomata. Când s-au copt primele roșii din solarii, prețul era de 30-35 de lei kilogramul, apoi o bună perioadă s-au vândut cu 15-20 de lei. Pentru a nu rămâne cu marfă nevândută, producătorii au fost nevoiți să scadă și mai mult prețurile. Chiar și așa, clienții lipsesc. Jos la 2 lei la 1,50 de nimica lucru, doamnă. De ce? S-au făcut multe și n-avem la cine să le dăm. Lumea nu cumpără acum să facă de iarnă și cumpără câte un chel, câte o jumate și stăm cu ele pe tarabă până când se strică. Le aruncăm la gunoi, doamne. Cât mai dați roșiile acum? 2 lei. Cum a ajuns la prețul ăsta? A ajuns pentru că s-au făcut prea multe. Da, și trebuie date. 3 lei. Ce să mai iei pe 3 lei? Ce să mai luăm pe 3 lei? Dar cum de-a scăzut atât de mult? Cum de-a scăzut? Păi au ieșit prea multe. S-au făcut roșiile. S-au făcut roșii. Și se vând? Foarte greu. Foarte greu. Ale noastre foarte ieftine. Când era 15-20 de lei kilogramul, 2 kilograme, 3 kilograme și la noi cu 3 lei, de unde sunteți? Sunt verzi în mijloc, mii și mii de întrebări. Dacă sunt foarte multe roșii pe piață, nu e putere de cumpărare? Asta e. Reușiți să le vindeți? Nu. Nu. Dacă sunt ieftine, nu sunt cumpărate? Nu sunt cumpăr. Uitați, dacă stați dumneavoastră lângă mine, să vedeți câți clienți sunt. Oare de ce? N-are lumea banii. Și se vând? Cu cât le dați? Cu 2 jumate, 3 lei, 5 lei astea. Tot nu se vând? Nu se vinde, mamă, nimic. Era perioada în care se făcea bulion? Da. Acum se făcea cel mai mult. Și? Nu se face. Prețurile au mai scăzut pentru că producția e mare. Gospodinele cred că e cazul să înceapă să pună la pentru iarnă, că se merită la prețurile astea și cred că o să și mai scadă. Da. Mai face lumea bulion în casă? Nu prea. Tineretul e la restaurant, tineretul. Puține gospodine mai pregătesc în casă bulion, așa că se rezumă la a cumpăra roșii proaspete doar pentru salate. Cumpărați roșii? Deocamdată nu. Nu faceți bulion? Facem, dar puțin mai târziu. Ați văzut că a mai scăzut prețul acum la roșii. Da. Ce facem? Și când faceți? Zilele astea. Când s-au ieftenit, da. Și trebuie să facem. Și cumpărați roșii? Da. Luați pentru... Consum zilnic, da. Pentru consum zilnic, deocamdată, mai aștept până... Bulion, nu. Mai târziu. E foarte bun prețul, ai de un să alegi. E... Și cumpărați mai mult acum? Faceți și bulion? Facem și bulion, dar nu cumpăr acum, cumpăr peste 2-3 zile. Producătorii spun că nu vor avea mare profit, luând în considerare și munca depusă pentru cultivarea roșiilor. Aveți solar sau în grădină? Avem solar. Și cât ați muncit să le... Hai de mine, de asta iarnă. După 18 ianuarie până acum. Da. Și vă scoateți banii, merită munca? Scotem, mama, nu scotem, numai stropelile câte 5 milioane odată. Că să pune muscă, să pune gândat, să pune să și usucă. Da. Și noi muncim că pierdem. Așa e țăranul care muncește și nu dă la îngro. Bine aici, 10 milioane și ceva, 11 tarabili, 3 lei. Ce să bați cu 3 lei? Cu... Că aproape din ianuarie muncim la ele. Ce faci? Ce să le seme, le-am semănat în casă, le-am răsărit în casă. Le-am făcut focul, l-a răsat. Plantează-le, leagă-le, sapă-le, ce să mai le faci? Din ianuarie și uite, acum se iei 3 lei. Ce să faci cu 3 lei? Din ianuarie până în iunie, când se coc să le vindem aici, sunt 6 luni de când le semănăm. După 10 ianuarie, semănate până acum. Și acum reușiți să le vindeți? Acum mai greu, că au ieșit și multe. Agenții economici din piața centrală de la Ploiești dau roșiile la prețuri și mai mici. Un kilogram costă 1,5 lei.